ne pregătim să vizităm ceea ce a fost cândva Parcul Câinilor, o frumoasă zonă verde cuprinsă între Prisaca Dornei și Codrul Neamțului, împreună cu domnul Victor Zaharia, care a asistat la apariția... Agent ecologic, care a asistat la apariția și la dispariția acestui parc. Domnul Zaharia, avem în față o serie de clădiri vizibili toate noi. Ce era înainte, în locul acestor clădiri? În locul acesta a fost un frumos parc situat pe o groapă de gunoi. Situat, care a pus un metru și ceva de pământ vegetal, de-a ieșit o frumusețe de parc și mulți oameni au protestat, care pot să-i aduc din când în când, dau oameni culți, o profesoară, mult, dar acum toți au văzut că nu se poate face nimic, s-au lăsat. Când s-au început construcțiile în zona respectivă? S-a început prin 2005-2006. Au existat acorduri de mediu, au existat puzuri? Nu la toate. Locuitorii, aveți idee, cei care au cumpărat casă aici, știu pe ce este amplasat terenul lor? Nu știu, tot e de vânzare. Fac, vând și firme din Israel și vând imediat. Deci porțiunea aceasta pe care e plină de gunoi, acum se înțeleg că a fost tot o bucată frumoasă de parc? Da, și e plină de gunoi tot încolo, așa. Șobolane, știți cum crocă, cum aleargă pe aici. Așa. Deci porțiunea asta este tot parte din bucata retrocedată de parc, se înțeleg. Da, retrocedată, dar mai e o parte și a statului, dar nu se știe, construiesc fiecare cum vor. Uitați blocul ăla, de câteva ori l-a întrerupt, niciun act nu are. Ala care vrea să-l fac cu 10 sau cu 4, nu știu cât, iar mai începe, uitați, să fotografiați. S-a întrebat pe ce motiv, o să fotografie, pe ce motiv, că nu are autorizație de construcție? Mi se pare că nu are și nici nu are voie să construiască pe groapa asta de gunoi, atât de clădire de... Atât de înaltă, pentru că fundații solide, proporțional. Din câte am înțeles, cândva pe acest loc, unde vedem acum ormane de pietre și de gunoaie și construcții, una mai nouă decât alta, a fost de multe tot o groapă de gunoi, acoperită cu pământ, transformată într-unul dintre cele mai frumoase parcuri din București. Da. Ce s-a întâmplat în continuare cu acest parc? O serie de construcții abuzive. Cetățenii din zonă au protestat, dar nu s-a putut face nimic, că nu... Pe urmă s-a dizbinat, că nu au mai făcut la autorități, dar am făcut organele ecocivica, eu fiind agent de ecologie, am făcut la toate forurile, am făcut, dar rezultate nu prea. Le-a dat voie să încalce legea, ordonanța 114, articolul 71, care interzice și am confirmate de la Agenția de Mediu că am dreptate, că nu aveau voie să construiască, dar nici ei nu știe cum de a construi abuziv.